Eu sunt Clownela și bine te-am regăsit pe canalul nostru la o nouă poveste. Înainte de a începe povestea, abonează-te chiar acum, pune like și distribuie acest video. Astăzi vom afla povestea lui Ru. Ru este un prieten al lui Vini, poate știți, sau Winnie, sau ați auzit de Pluș, este exact același ursuleț. Iar Ru este un cangur care astăzi a găsit o jucărie nouă și vrea să o testeze împreună cu prietenii lui. Voi sunteți gata, copii? Foarte bine, pentru că eu abia aștept să vă spun povestea. Jucăria cea nouă a lui Ru. Era o minunată zi cu soare în pădurea celor 100 de acri. Ru se juca voios în groapa cu nisip. Termină de construit un castel de nisip și s-a hotărât să îl dărâme. Apoi o vreme făcu îngeri din nisip. Știți cum se fac îngerii din nisip? Te culci pe spate, întinzi mâinile în părți, picioarele în părți și începe a da și de mâini și din picioare. Probabil ați făcut așa din zăpadă, dar din nisip ați făcut vreodată? S-a încercat și să ne transmiteți și nouă fotografii. Când s-a plictisit de tot, a aruncat o privire în jur, căutându-și altceva de făcut. A exclamat el. Zărise o jucărie nouă, care părea să îl încânte. Era un băț, dar ce băț! Avea un capăt lung și drept, numai bun de ținut în mână, iar celălalt se despărțea în două crăcane cu care putea să deseneze tot felul de modele pe nisip. Ura! A strigat Ru. E cea mai bună jucărie pe care am găsit-o vreodată! Trebuie să-i o arăt mamei! Micuțul cangur țopăi grăbit spre casă, unde Kanga amesteca în oala cu mâncare. Mami, mami, uite ce jucărie am găsit! Bravo, dragul meu, zise Kanga. Apoi se uită mai îndeaproape la băț și spuse. E perfect! Dar oare pentru ce era perfect bățul din punctul de vedere al mamei? Ru surâse mândru. Știu, pot să desenez cu el forme pe nisip. Vrei să încercăm, mami? Mulțumesc, Ru, luând bățul în mână, dar acum nu am timp de desenat. Trebuie să iau ceaunul de pe foc înainte să se ardă mâncarea. Și bățul acesta se potrivește la fix. Pentru că a luat bățul și cu el a mutat ceaunul. Deci Kanga a mutat oala alături și i-a dat bățul înapoi lui Ru. Îți mulțumesc că mi l-ai împrumutat, scumpule! Mulțumesc, Ru, a zis mama. Pentru puțin, mami, a răspuns Ru. Îi plăcea să împarte ceea ce are, dar nu se putu împiedica să se simtă puțin dezamăgit. O fi fost bățul bun pentru mutatul oalelor cu mâncare, dar pentru desenat pe pământ era absolut perfect. Pot să mă duc la prietenii mei, mami? Păi, desigur, dragule, ai grijă? Micuțul cangur porni fericit, țopăind cu noua lui jucărie. Oare cui să-i o arăt mai întâi? Oh, știu! O să-l găsesc pe Winnie! În mod sigur lui o să-i placă să deseneze cu bățul meu. Ru îl găsise pe ursuleț șezând la locul său de gândire. Bună, Pluș! Zise el. Am venit să-ți arăt noua mea jucărie. Dar Winnie se zvârcolea într-un mod foarte, foarte ciudat. Scuze-mă, Ru, spuse el în cele din urmă. Mi-e teamă că nu te-am auzit. Eram prea ocupat să mă scarpin. Și a oftat. Nu-i nicio problemă. Știu eu cum să te fac să nu te mai gândești la scarpinat. Poți să încerci noua mea jucărie. E super! Zărind bățul, chipul lui Pluș s-a luminat. Ai dreptate! E chiar super! Poți să mi-l dai o clipă? Bineînțeles, dragă ursulețele! Uite, fii atent să faci niște modele interesante, dar se opri, pentru că Winnie nu-l asculta. Nici el nu luase bățul ca să deseneze pe jos. De fapt,
îl folosea ca să se, ghiciți ce, să se scarpene pe spate, într-un loc unde el nu putea să ajungă. Aaaa, zise Pluș, mă simt mult mai bine, mulțumesc, Ru. Pentru puțin, spuse puiul de cangur recuperându-și bățul. Apoi oftă și porni mai departe. S-ar fi zis că Pluș nici nu observase cât de bun era bățul acesta pentru desena tot felul de modele pe pământ. Ah, mergem mai departe să vedem cu cine se întâlnește de această dată. Ru hoinări prin pădure în căutarea vreunui alt prieten. Curând dădu peste Grohi, care își mătura frunzele din fața casei. Bună, Grohi, zise Ru. Uite, ai curățat aici un loc unde putem foarte bine să desenăm pe pământ. Iar eu am exact obiectul de care avem nevoie. Vrei să vezi cum fac asta? Purcelușul arătea cam îngrijorat. Numai o clipă, Ru, spuse el. Nu prea știu cum să dau frunzele care mi s-au prins deasupra ușii, explică el. E prea sus pentru mine, eu sunt o făptură micuță, nici măcar cu mătura nu ajung acolo. Purcelușul clătină trist din cap. Ce să mă fac acum? Zise atunci Grohi. Micuțul cangur se uită la frunze, apoi la jucăria de mâna sa. Am o idee, a zis Ru. Curând frunzele fuseseră îndepărtate, iar Grohi era din nou fericit. Cum au îndepărtat ei frunzele? Cum credeți? Au luat bățul fermecat, jucăria nouă a lui Ru, și au îndepărtat toate frunzele care erau deasupra ușii. Ce interesant! Deci câte funcții poate avea un băț? Îți mulțumesc că ai fost atât de generos, Ru! Nu știu ce m-aș fi făcut fără tine. Pentru puțin, zise cangurașul, bucuros că a putut fi de ajutor. Se întreba totuși dacă avea să observe cineva vreodată cât de bun era bățul pentru făcut desene. Apoi își aminti cui îi plăcea țărâna mai mult decât celorlalți. Iartă-mă, Grohi, trebuie să mă duc să fac o vizită lui Iepurilă. Știți ce face Iepurilă mereu? Are grijă de grădina lui. Păi și în grădină ce are el de obicei? Are multe, multe legume și fructe pe copaci. Și Ru o luă la fugă către casa iepurașului. Îl găsi unde? În grădină. Avea în mână un hârleț, iar la picioare un coș pe jumătate plin cu napi. Bună, Iepurilă! L-a salutat puiul de cangur. Ce faci aici? Scot napii din pământ, răspunse iepurile și se încruntă. Cel puțin încerc să-i scot. Uite, am dat peste unul tare încăpățânat. Poate ar trebui să iei o pauză și să încerci noua mea jucărie. Face niște modele grozave pe pământ. Cangurul privi în jur și... Uite, zău că ai suficient pământ ca să desenăm tot ce ne dorim, a zis atunci Ru. Iepurilă măsură bățul din priviri. E grozav! Pot să-l încerc? Ru zâmbi cu gura până la urechi. În sfârșit cineva avea să încerce jucăria lui nouă. Bineînțeles, jucăriile n-au niciun haz dacă nu le împarți. Poftim, Iepurilă! Și i-a dat bățul. Iepurile apucă bățul și îl cercetă de la un capăt la altul. Îl măsură cu amândouă mâinile, apoi îl încercă să vadă cât era de tare. Da, e exact ce îmi trebuie, declară el în cele din urmă. Dă de la o parte, Ru, o să sară pământ peste tot! Și Iepurilă înfipse bățul în stratul cu napi. Puiul de cangur se aplecă înainte, curios să vadă ce avea să scoate prietenul lui de acolo. Și au început să sape. Hei, rup! Hei, rup! Am mai făcut asta odată, mai țineți minte? Ce vom face noi acum? Ne imaginăm că avem și noi un băț în mână, da? Îl băgăm în pământ și spunem hei și când îl scoatem spunem rup și scoatem pământul afară, da? Hai, împreună și hei, rup! Hei, rup! Hei, rup!
Hai toată lumea, toți copiii. Deci ne-am imaginat un băț pe care îl ținem acum în mână, da? Și imaginăm că aici, în jurul nostru, e mult, mult, mult pământ. Luăm bățul, îl băgăm în pământ și spunem hei și când scoatem pământul, spunem rup! Hai, toți împreună, 3 și hei, rup! Hei, rup! Hei, rup! Uite, acum e mult mai bine. Așa striga iepurilă în timp ce scotea mai mult și mai mult pământ. Nu e nevoie să-l vâri așa de tare, a zis Ru, gândind că iepurașul vrea să deseneze, nu să scoate ceva. Ce spui tu acolo? Întrebă iepurilă, aruncând cu bulgări de țărână. Aha! Te-am prins! A zis iepurașul în cel din urmă. Ru clipi. Iepurile a zvârleat pământul fără oprire. Ce vrei să faci? A întrebat Ru. Vreau să-i arăt eu napului ăsta cine-i șeful aici, răspunse iepurilă. Iată-l! Și a scos napul. Un nap uriaș ieși la suprafață din groapa pe care iepurile o să pase cu ajutorul a ce? Cu ajutorul bățului. Grădinarul, adică iepurașul, îl puse mulțumit în coș, apoi șterse bățul de noroi și îl a înapoiat cangurului. Ha, mulțumesc, Ru, nu știu ce m-aș fi făcut fără tine. Pentru nimic, zise Ru. Dacă vrei să te odihnești puțin, poți să-l mai ții. Trebuie să culeg și păstrânacul, zise iepurilă. Dar cred că aș putea să iau o pauză dacă vii cu mine să mâncăm niște plăcintă cu napi. Ru înghiți în sec. Nu-i prea plăceau plăcintele cu napi. Mulțumesc, dar tocmai mă duceam să-i fac o vizită buhăi, adică bufniței. Destul de amărât, se grăbi să plece. De ce nu voia nimeni să deseneze pe jos cu noua lui jucărie? De fapt, poate n-ar fi fost rău să-i facă o vizită buhăi. La urma urmei, e cea mai înțeleaptă ființă din pădurea celor 100 de acri, s-a gândit Ru. N-am nicio îndoială că își va da seama cât de bun e bățul pentru a desena cu el pe pământ. Ru o găsi pe buhă plimbându-se cu pași mari prin bibliotecă. Oh, ce băț nimerit, a exclamat ea. Adică, în timp ce a intrat Ru pe ușă, bufnița l-a văzut și imediat i-a făcut o remarcă. Oh, ce băț nimerit, a spus ea. Poți să mi-l împrumuți o clipă? Desigur, a spus puiul de cangur și încercă să-i explice cât de ușor se putea face cu el modele și desene pe pământ. Dar buha îl folosea deja pe post de indicator ca să-i arate portretul uneia dintre rudele ei care era atârnat pe perete. O, vezi, e unchiul meu, îi spuse ea lui Ru. E cel despre care v-am povestit că a inventat peria de pene pentru șters praful. Trecură ore bune până ce buha puse în sfârșit bățul jos, pentru că i-a arătat fiecare portret de pe peretele ei. Scuze-mă, a spus atunci Ru, ar trebui să plec. Mama cred că mă caută. În cele de urmă, micuțul cangur scăpă din casa buhăi. De ce oare nimeni nu vrea să vadă cât e de bun bățul meu pentru desenat pe pământ? Chiar era bun, nu-i așa? Cufundat în gânduri, ajunse, fără să bage de seamă, în preajma căsuței lui Aiurel. Îl găsi pe măgăruș privind cu jale la o gaură din acoperiș. Bună, Aiurel, zise Ru, ce faci aici? Îmi fac o casă nouă, iarăși îmi fac o casă nouă. Tu ce faci? Cangurul a început să vorbească. Am încercat să le arăt celorlalți noua mea jucărie, dar nimeni nu a vrut să deseneze cu ea pe pământ. Toți au avut nevoie de ea la alte treburi. Aiurel dădu din cap posomorât.
așa sunt uneori prietenii, mai ales când ai un băț bun și zdravăn. Rul asculta numai cu o ureche, pentru că tocmai observase o băltoacă de noroi unde ar fi putut să-și vâre jucăria cea nouă. Dar măgărușul era obișnuit să nu fie luat în seamă, așa că îi dădu înainte, adică povestea în continuare. Lumea are impresia că un băț, ba chiar și bețele din acoperișul unei case, pot fi luate și folosite la tot soiul de treburi. L-a aruncat bețe în apă, de pildă, sau ca să facă din ele undițe. A zis aiureu. Ha, te înțeleg foarte bine. De fapt, chiar cred că sunt mai multe moduri de a folosi un băț, a zis Ru. Și uite că am găsit și eu unul. În timp ce înmuia bățul în noroi. Vârea apoi și celălalt capăt. Și bățul deveni tocmai bun ca să acopere gaura din acoperișul măgărușului. Aiureal era uimit. Credeam că vrei să te joci cu el. Iar Ru a răspuns, păi am vrut, dar îmi place mai mult să ne ajut prietenii. Și acum cu ce o să mai desenez? A întrebat aiureal. Puiul de cangur a zâmbit și a răspuns. După ce am văzut câte lucruri folositoare poți face cu un simplu băț, abia aștept să mă duc să mai caut ceva ca să mă joc cu toți prietenii mei. Uite așa, s-a încheiat povestea noastră. Mie cel mai mult mi-a plăcut din această poveste o frază care acum vă spun. Am găsit-o. Bine, hai să vedem. Despre cine a fost povestea de astăzi? Despre un cangur care și-a găsit ce? O jucărie nouă. Această jucărie ce era? Ce-a găsit el? Exact, un băț care el credea că este perfect pentru a desena cu el în nisip sau pe pământ. Dar când a vrut să facă acest lucru împreună cu prietenii lui, fiecare a găsit să facă altceva cu el. Așa e? Bine. Eu sunt convinsă că voi aveți mulți prieteni și sunt convinsă că aveți și multe jucării și lucruri cu care vă jucați cu prietenii voștri. Și fraza care mie mi-a plăcut cel mai mult în această poveste e următoarea. Jucăriile nu au niciun haz dacă nu le împarți cu prietenii tăi. Deci, poți să ai multe jucării, dar dacă nu le împarți cu prietenii tăi sau cu frățiorul tău sau cu surioara ta, ele nu sunt la fel de interesante. Scrie-mi, te rog frumos, la comentarii dacă tu ai multe jucării, dar cel mai mult aș vrea să aflu dacă le împarți cu prietenii tăi, cu surioara ta sau cu frățiorul tău. Aștept cu nerăbdare răspunsurile tale, iar dacă ți-a plăcut povestea, pune neapărat un like și distribuie. Iar cel mai mult o să mă bucur să te abonezi chiar acum la canalul nostru. Eu, Plounela, te pup și te aștept cu drag la următoarea poveste. Pa, pa!